Acum doi ani lucram pentru o companie care avea ca obiect de lucru măsurarea interiorului caselor. Majoritatea oamenilor nu au auzit de genul ăsta de job. În esență aveam un iPad cu care mergeam prin casele oamenilor și le măsuraam exact cât de mare este casa respectivă, pentru diferite proiecte cum ar fi parchet sau mochetă. Oricine putea solicita genul ăsta de expertiză, deci nu e ceva neobișnuit. Pe atunci aveam 25 de ani și eram una dintre puținele femei care lucrează în acest gen de muncă. Eram printre cei mai buni din firmă la lucrul ăsta, așa că șeful meu îmi dădea o grămadă de muncă și mă trezeam că aveam între 10 și 14 case de măsurat într-o zi, marea majoritate în orașe diferite. Povestea asta are loc în ultima casă pe care trebuia să o vizitez în acea zi. Casa era situată, bineînțeles, în mijlocul pustietății și eram deja epuizată. Când am ajuns acolo, eram super nervoasă, deoarece clientul nu era acasă și urma să întârzie. Zece minute mai târziu s-a oprit cu mașina lângă mine. Era un bărbat de vârstă mijlocie, chel, îmbrăcat în haine de birou normale. Mi s-a părut cam ciudat, dar și-a cerut scuze și m-a lăsat să intru în casa lui. La intrare, casa era incredibil de impecabilă și organizată. Mobilier minim și mirosea clor în toată casa. La început mi s-a părut ciudat. Avea două pisici care zăceau în sufragerie. Lucrurile au început să devină ciudate pentru că mă tot direcționa spre primul dormitor. El a menționat... Wow, pisicile mele te iubesc. De obicei se comportă urât cu străinii, dar pisicile sale nu s-au mișcat în sufragerie și nu s-au apropiat de mine tot timpul. Așa că am dat din cap și am zâmbit în timp ce m-am apucat în măsor dormitorul. Bărbatul a început să ți pună întrebări legate de iPad-ul meu. iPad-ul ăla e iPad locația? Ăla a fost primul meu steag roșu, a prins în creierul meu. Da, și șeful meu știe cât de mult a trebuit să dureze fiecare casă în funcție de mărimea ei. E o tehnologie incredibilă. Am mințit fără să clipesc o secundă. Bărbatul a fost de acord cu mine că era uimitor. Ai grijă să nu atingi pistolul de pe noptieră. Nu vrem acum să se întâmple un accident, nu? A chicotit el. Sincer, m-a luat cu fior pe coloana vertebrală imediat. Am ridicat ochii de pe ea pe dumneavoastră și, cu siguranță, era un pistol pe noptieră. Am știut pe loc că trebuia să mă comport ca și cum nimic din ceea ce se întâmpla nu m-a speriat. M-am îndreptat pe al doilea dormitor și a spus exact același lucru, avertizându-mă de un pistol pe noptieră, care, într-adevăr, era acolo. Acesta a fost momentul în care am știut că sunt în pericol. La început, am crezut că este doar anxietatea mea în jurul armelor, dar, în acel moment, tensiunea care creștea între noi era incontestabilă. Trebuia din fericire să măsor doar cele două dormitoare, așa că m-am îndreptat cu pași repezi pe ieșire și, când eram în bucătărie, m a întrerupt. Ai putea să măsori și scările de la subsol?" Am uitat să le adaug pe listă și cred că aș vrea să le pun mochet în viitor." Îmi simțea minimă în gât, dar creierul meu stupid, condiționat de serviciile pentru clienți, nu a putut să zică nu. El m-a condus la ușa de la subsol și, la prima vedere, nu avea cum să pună mochetă pe așa ceva... Erau scări din lemn prost, în formă de el, coborând către un subsol neterminat. Din păcate, pentru a obține o măsură exactă, a trebuit să cobor până în subsol. Între timp, stăteam blocând ușa cu zâmbetul pe buze, menționând din nou dacă șeful meu știe sau nu unde mă aflu, la care am răspuns fără să-i o secundă cu un da. Odată ce am ajuns la subsol, am scanat rapid camera. Spre surprinderea mea, nu am văzut unul, ci șapte congelatoare industriale care căptușau marginea subsolului. În mijlocul camerei se afla o lumină chiară suspendată care dezvăluia ușor un televizor vechi, casete VHS împrăștiate pe podea și un recliner vechi orientat spre televizor. În spatele setului două rafturi albe pline de casete VHS. În acel moment, știam că unul dintre cele două lucruri urmau să se întâmple. Ori avea să mă lase să plec, ori avea să mă împingă pe înrocitele alea de scări. Mi-a ținut respirația, am pus un zâmbet forțat pe față, în încercarea de a ieși din această situație și am început să urc scările. Tot ce auzeam erau bătăile inimii mele în urechi. Încă bloca ușa, fără niciun zâmbet de data aceasta. Când am ajuns cam la a cincea scară de sus, l-am simțit ezitând, ceea ce m-a făcut și pe mine să ezit. Spre șocul și ușurarea mea absolută, după 4 secunde s-a dat o parte și m-a lăsat să trec. Am zbugit o ușa din față, fără să spun o vorbă, când m-au oprit din nou spunând: Înainte de a pleca, nu vrei să dai pisicilor mele ceva bun? Te-au iubit atât de mult. Bărbatul ținea o pungă cu delicatese pentru pisici mână. I-am dat repede pisicilor sale să mănânce, i-am mulțumit și practic am fugit din casă înapoi la mașina mea. În al doilea moment în care am ieșit de pe alea lui, am avut cel mai intens atac de panică din viața mea. Am încercat să-mi sum șeful, dar eram într-o zonă moartă și nu aveam semnal. Adevărul este că șeful meu nu ar fi observat că lipsesc cel puțin 24 de ore, și asta doar pentru că nu îmi logam traseul din ziua următoare. Da, în cele din urmă, ar fi fost prins deoarece era ultima mea locație cunoscută, dar aș fi fost de mult moartă până atunci. Nu am putut -o dormi o săptămână întreagă după aceea, uram fiecare secundă din jobul meu. După această experiență, dar, din păcate, nu am avut de ales și a trebuit să continui. Cea mai proastă parte este că am fost atât de confuză și speriată încât am uitat să-i notez adresa. La momentul poveștirii mele, aveam 27 de ani. Trăiam cu iubitul meu, acum logodnic, în aceeași casă în care trăim și astăzi. Casa noastră este o mică cabană de plajă, cu fereste multiple pe toate părțile. Casa a fost mutată în anii 70, de pe o plajă. La câțiva kilometri de aici, în cartierul nostru pitoresc, plin de ferme de cărămidă. În ceea ce, la această vreme, este un cartier mic muncitoresc, la marginea unui oraș mai mare. Pe vremea poveștii mele, iubitul meu pleca frecvent din orașul unde stăteam, de multe ori pentru muncă, dar și ocazional pentru a-și ajuta părinții mai în vârstă, care locuiau în afara statului. De obicei, era plecat câteva săptămâni, dar s-a întâmplat să fie plecat chiar și două luni. În acel moment plecase din oraș de vreo săptămână, dar eu îmi trăiam viața normal, fără niciun fel de schimbare. Mergeam la muncă de la 9 la 5 și seara mă duceam la sală, iar după mă relaxam. Într-o seară stăteam mă tin să și mă țoiam. Când m-am trezit brusc, cu un sentiment copleșitor să mă ridic și să verific dacă toate ferestrele erau încuiate. Am crezut că e un impuls ciudat, în afară de faptul că nu verificasem ferestrele de când plecase iubitul meu. Nu aveam niciun motiv rațional să mă gândesc la ferestre, chiar în momentul ăla. Fără sunete ciudate, nimic de acea natură, m-am ridicat cu greu din coconul meu confortabil pentru a verifica ferestrele. Mare parte erau încuiate, dar au fost câteva care erau cu adevărat neîncuiate. Am tras zăvoarele de blocare care rămăseseră și m-am potignit din nou în pat, fără să mă mai gândesc la nimic altceva în timp ce mă afundam la loc în somn. A doua zi de dimineață, ca de obicei, m-a trezit alarma când a sunat și am început să mă pregătesc pentru muncă. Am pus ceinicul plin cu apă la fiert pentru mult iubita mea presă franceză și am stat la fereastră bucătăriei mele, așteptând fluierol. Mi s-a făcut pielea de găină, în timp ce am observat că o bucată tăiată din plasa ferestrei din bucătărie. Complet șocată, am fugit în sufragerie, apoi în camera de oaspeți, la spălătorie și, după cum sunt sigură că ați ghicit deja, fiecare plasă din casa mea avea o tăietură. O tăietură suficient de mare încât să încapă o mână. Toate, cu excepția a trei plase, din cele 18 ferestre din casa mea, fusese rătăiate. Cele trei rămase neatinse erau la ferestrele din dormitorul meu. Dormitorul în care mi-a petrecut noaptea liniștită, în timp ce cineva încerca să intre. În acel moment, fierbătorul meu țipă la mine ca să scot de paragaz. Am fugit tremurând spre bucătărie pentru a răspunde apelului ceainicului, în timp ce încercam să nu fac atac de cord înainte să mă îmbrac. În fine, polițiștii au fost chemați și un detectiv a ieșit să investigheze. Pe partea din spate a casei mele a observat o singură amprentă pe una dintre ferestre. El a testat amprentele și a stabilit că persoana care încerca să intre purta mănuși. Bineînțeles că nu avea nicio dovadă, dar credea de asemenea că persoana respectivă trebuia să fi știu că sunt în acea cameră. Ancheta m-a adus nicăieri, din păcate. Nu pot să explic de ce m-am ridicat din pat în acea noapte, dar acum voi avea încredere pentru totdeauna în intuiția mea. De atunci am instalat lumini care se aprind când se sizează o mișcare și camere. Nu s-a mai întâmplat nimic similar din acea noapte. Iubitul meu nu a putut să vină imediat acasă, așa că următoarele nopți pe care le-am petrecut singură după incident au fost cele mai fricoșătoare din viața mea. Poliția a făcut regulat patrule nocturne în cartierul meu timp de câteva săptămâni, dar nu am fost niciodată găsiți suspecți. Îmi place să fac excursii de camping solo. O modalitate ușoară de a mă relaxa și a uita de stresul de zi cu zi. Iar dimineață am plecat la o plimbare prin munți și mi-am instalat cortul într-un camping lângă un lanț montos destul de popular de lângă mine. Aveam zero planuri de Crăciun, așa că m-am gândit să merg la camping în loc să stau acasă. De asemenea, m-am gândit că va fi un moment minunat, deoarece mi-am imaginat că vor fi foarte puțini oameni în zonă cu mine. Am avut dreptate, dar surprins am fost că eram de fapt singura persoană. Totul era bine și mă bucuram de singurătate. Am decis să mă retrag repede, deoarece făcusem o excursie destul de mare mai devreme și eram epuizat. Pe la 8 am început să curăț totul și am intrat în cortul meu pentru a mă băga în sacul de dormit. Am adormit destul de repede. La aproximativ 3 și 15 dimineața, m-a trezit zgomotul fermoarului de la cort, care se deschidea încet. Am un somn ușor când sunt în aceste călătorii, deoarece stau de gardă pentru că merg de unul singur. Îmi așez capul lângă intrare cortului tocmai din acest motiv. M-am trezit și am înțeles imediat că cineva intra peste mine în cort. Am un pistol pe care îl aduc cu mine doar pentru protecție, dar nu am intrat niciodată în afara poligonului de tragere. Niciodată nu am fost în situația în care aveam nevoie, așa că adrenalina mea a crescut imediat. Mi-am apucat în pistolul și l-am îndreptat spre intrare și am decis să stric. Am o armă și te voi împușca în 5 secunde, dacă nu te aud fugind chiar acum. A tăcut vreo 3 secunde până când am auzit pe cineva care începuse să fugă. Mi-am ținut pistolul cu fața la intrare pentru încă 10 minute, așteptând orice fel de mișcare. Nu am văzut nimic, așa că am decis să iau telefonul și să sun la poliție. Ei au venit cam în 20 de minute, așa că am stat acolo în mod defensiv, așteptând. Când au sosit polițiștii, am ieșit din cort și am anunțat că sunt apelantul. l am spus povestea mea și au decis să se uite un pic prin zonă. La niciun metru distanță, am găsit un tip care se ascundea într-un copac. Atunci am aflat că tipul luase niște ciuperci și avea cortul la ceva distanță de mine. După, s-a dus în pădure să se ușureze și s-a pierdut. Așa că s-a plimbat ceva vreme, până când a găsit cortul meu și l-a confundat cu al lui. Era destul de tânăr până în 20 de ani și mi-am dat seama că a fost destul de zguduit de ce s-a întâmplat. L-au arestat și în timp ce l aruncau în spatele mașinii, mi-a strigat Omule, îmi pare rău pentru asta, chiar m-am confundat. Polițiștii m-au întrebat dacă vreau să depun plângere și ne-am spus să nu-și facă griji. Eram destul de supărat în legătură cu asta și chiar dacă tipul ăsta mințea că se gândea că este al lui, știam că este inofensiv și că era doar un tip droga prost. Indiferent dacă l-au arestat, mi-am împachetat toate lucrurile și am părăsit campingul. Nu am putut să adorm ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic imediat după aceea. Eu și cu soția mea călătorim des, din oraș în oraș, iar la un moment dat ne-am stabilit în Vegas câteva luni. Într-o noapte, ne certam după muncă, ne îndreptam spre Henderson. Săteam așeza pe spate, în scaunul pasagerului, când am dat peste ceva și anvelopa s-a crăpat. Soția mea a ieșit să verifice și a confirmat. În câteva secunde, o femeie într-o mașină foarte drăguță trage în spatele nostru. Am văzut că e o femeie și m-am întins pe scaun. Eram încă supărat și mi-am dat seama că tocmai am verifica soția, presupunând că e singură. Femeia a spus că n-a un cu un camion de remorcare și a zis că îl sună să vină să tracteze pe gratis mașina soției mele. Soția a întrebat de ce este așa amabilă și a spus ceva de genul că noi fetele trebuie să rămânem împreună, așa că o să te ajut. Apoi s-a întors în mașină și soția mea mi-a spus că o să ne urmărească cu avariile pornite până intrăm în acea parcare goală care era în fața unui magazin alimentar din apropiere pentru a ne scoate din drum. Încă nu credeam că este deloc ciudat, soția mea era încrezutoare în această femeie, că era autentică și chiar vrea să o ajute. Așa că ne-am oprit într-o parcare și soția mea a ieșit din mașină. Încă stăteam întins eu și femeia respectivă nici nu știa că sunt acolo. Femeia a început să-i povestească soției mele despre cum și-a schimbat viața în decurs de un an și că ar putea să arată cum poate să facă la fel. Părea credibil, tipa, arăta bine și mașina ei era cu siguranță scumpă. Soția mea continua să insiste că poate suna la o firmă cu camioane de remorcare. Se simțea rău că îi rosește timpul. Pe lângă asta, ne purteam permite. Femeia continua să insiste că o să ajungă cu mnatul ei în curând. Ea chiar s-a oferit la un moment dat să se plimbă cu soția mea în căutarea unui magazin deschis, dar mi-a spus că a căutat deja pe Google în câteva locuri și erau toate închise. Apoi a început să -o întrebe pe soția mea ce caută în Vegas. Aveam numele de matriculare din New York, iar i a răspuns pentru aventură și a face ceva nou femeia a întrebat-o dacă are familie apropiată sau un prieten, pentru că ar putea să o prezinte unor prieteni care să o ajute să se familiarizeze cu zona. Ea a arătat spre mine și a spus că sunt măritată, iar femeia s-a blocat odată. Am făcut cu mâna politicos. S-a plecat și în cele din urmă m-a văzut. S-a uitat câteva secunde după s-a urcat în mașină. Nu am văzut niciodată pe cineva care să mă privească așa, de parcă ar fi trebuit să se îndepărteze -mi de mine. I-a spus soției mele că trebuie să meargă la un magazin care se va închide în curând, iar cum natul ei o să întârzie, dar va ajunge acolo cam într-o oră. Ei a spus să nu plece, că o să vină după ajutor, dar după a plecat de acolo. Soția mea era un pic confuză, așa că a urlat spre ea dacă va fi și ea acolo, dar femeia plecase deja. Știam atunci că nu era ceva în regulă cu această situație. Amândoi ne-am uitat unul la celălalt confuzi. Nu am idee de ce s-a întâmplat asta. Am sunat la o companie de remorcare și am reparat mașina în 40 de minute. Apoi ne-am întors în locul de unde ne-au luat, deoarece soția mea era persistentă să creadă că femeia urma să se întoarcă sau cum natul ei. Ea a spus că nu cred că vă se vor întoarce, dar am așteptat. Nu a venit nimeni pentru aproximativ două ore, așa că am decis să ne întoarcem acasă. Am făcut câteva cercetări și am aflat că mulți traficanți folosesc femei, deoarece par mai de încredere. Vegasare, are, evident, o prezență mare a acestor lucruri. Femeia era aproape disperată să-mi țină soția acolo. Totul a fost atât de ciudat. Acum, când mă gândesc în urmă, pare mai evident că el exista un pericol acolo, dar în acel moment femeia era atât de fermecătoare și îndrăgită, încât părea că încerca cu adevărat să ajute. Încă nu știu, dar sunt destul de sigur că a fugit pentru că am fost acolo și nu se aștepta să fie un bărbat în mașină.